Mutăm dube și cutii, descărcăm, încărcăm. Cam asta e viața mea de când mă știu. Numele meu e Davis Bell. Din cauza serviciului mamei mele, am fost nevoit să ne mutăm de multe ori, tocmai ce m-am mutat din Australia în America. Când ești mereu nou undeva, e destul de greu să-ți faci prieteni. Îmi petrec timpul stând mai mult singur. Când nu prinzi rădăcini nicăieri, te simți uneori singur, dar găsesc metode să mențin o atmosferă interesantă. Nu se poate. Raisan, m-ai urmărit în America. Te-aș urmări până la capătul lumii să te distrug. Davis Bell, te-aș însuburni în Seattle. Să-i pune un capăt. E posibil să nu fiu cel mai tare din lume. De fapt, mulți chiar ar spune că sunt dor. Și știi ce? E posibil să aibă dreptate. Adică, uită-te și tu. Duc o luptă imaginară și mai am puțin și pierd. Dar de acum gata. Merg la o școală nouă. Ba chiar sunt într-o țară nouă. Anul acesta o să fie altul. O să am prieteni. Toți o să știe cine sunt. Poate o să-mi fac și cândva o prietenă. Fac orice ca de anul ăsta Davis Bell să nu mai fie un loser ca până acum. Cred că l-ai nimerit. Ești de mult acolo, nu? Cred că pot spune că n-am văzut nici pe departe ce ai văzut tu și Raison, ei? Raison. Da. Da. Deci, suntem vecini? Nu. Sunt un mare fan leagăn de verandă. Călătoresc prin țară din leagăn în leagăn. Îți urez mult succes. Stai! Nu mișca! Era unul în spatele tău. Mersi, Katniss. Pentru puțin. Hei, mă întrebam, știi, sunt nou în oraș și poate și ai vrea să... Vezi de drum, luptătorule ninja? Nu ești cu băieții care se joacă jocuri imaginare. Sigur, am înțeles. Te întreb probabil ce-i cu caleidoscoapele astea. Mama aduce câte unul din fiecare loc. Ți-am zis, ne mutăm mult. Le colecționez din copilărie. Au ceva special, captivant. Probabil îmi place să-mi amintească ceva de locurile unde am trăit. Ai văzut, cred că uneori îmi place să văd lucrurile așa cum mi-aș dori eu să fie, ci nu cum sunt în realitate. Visez cu ochii deschiși. Visurile mele sunt însă un pic mai colorate decât ale celorlalți. Bună, scumpule! Bună, mamă! Ești nerăbdător să-ți cunoști noi colegi? Nerăbdător? Ne cunoaștem? Sunt sigură că ai avea mulți prieteni dacă ai încerca. Să ghicesc, trebuie
Să fiu eu? Oh, dragul de tine, sunteți în liceu. Prea tineri să fiți voi. Dimineața va ieși soarele pe strada ta. Da, ai dreptate. Foarte mult soare. Poftim pachetul. Mâncare sănătoasă? Cu toate alergiile tale? Da. Oh, și... Pam! Plovărul tău norocos! Nu, mamă, credeam că l-ai ars. L-ai purtat în fiecare zi de școală în ultimii 5 ani. Și în fiecare an a fost un fiasco. Iar în cazul ăsta, ce rost mai are plovărul norocos? E oribil și prea mic, mamă, nu-l port. Ba, o să-l porți. E perfect. L-a făcut bunica ta. Bunica nu vede absolut nimic, mamă. Ok, nu-l port. Chiar nu! Te ajut cu ceva? Am venit să iau orarul. Ți-l dau imediat. Salutări tuturor! Sunt Caitlin Crisp. Vă amintesc că liceul nostru reciclează. Putem salva planeta. Oameni buni, avem doar un pământ. Împreună, hai să-l tratăm corect. Pământul vă îndrăgește și eu vă îndrăgesc. Ce e asta? Orarul tău. L-ai cerut mai devreme. Mulțumesc. Adună-te odată, Davis. Știi că poți. Sorry, Nana. Salutări tuturor, Caitlin Crisp din nou, iar în această ediție specială din lumea lui Caitlin, vă voi vorbi despre cel mai tare eveniment din anotimp. Dansul de toamnă al îndrăgostiților din liceul nostru. Nu e de ratat. Ce-i cu tine? Ultima postare de pe site-ul tău e nemaipomenită. Știu. Și iubesc că oamenii mi-adoră videoclipurile. Și totuși, simt că parcă ceva lipsește. Ce vrei să spui? Oamenii din acest liceu așteaptă să le fac viața incitantă. Iar eu le dau mereu același lucru? Trebuie să existe ceva nou. Vreau aventură. Entuziasm. Poate chiar și pericol. Să o facem. Nu știu ce e, dar un lucru știu sigur. E undeva acolo. Mă așteaptă. Cine ești? Elevul nou. Aha, elevul nou. Vrei să te prezinți în fața clasei? Nu. Bine, ia un loc.
te ajut. Mersi. Ce accent are? E pe bune? De ce aș vorbi cu alt accent? Să pare interesant? Ți se pare interesant? Ne mai vedem. Tipul ăsta are ceva foarte interesant. Îmi place accentul ăsta. E drăguț. Asta? Ce să fac? Hei, tu cine ești? Eu am plecat. Cine era tipul ăla? Nu știu. A ajuns până acolo. Ah. Un vampir? Vă spun eu, nu avea reflexie. N-am văzut-o cu ochii mei. Ar putea fi exact ceea ce căutăm. Și cu Bon cum rămâne? Bon e un pic mai simplu. Ah, nu tu, Bon. Alt Bon. Așa misterios. Uită-te la el cum încearcă să mănânce mâncare de oameni. Am o idee. Bon, pizza aia are usturoi cumva? Da. Perfect. Am văzut că nu-ți place mâncarea ta. Ar trebui să încerci asta. Wow, e foarte drăguț din partea ta. Să știi că nu pot să mănânc așa ceva. Sunt alergic. La usturoi? E bine, da, și la brânză și la drojdie. La toată pizza, de fapt. Da, dar o guriță nu-ți face nimic. Da, adică o gură n-are de ce să-mi facă rău, nu? Știi cât de alergic pot să fiu. A fost delicios. Mersi. Na, nu-mi place. Ce anume, Bon? Posterul, nu-mi place. Ah, da, nici mie nu-mi place. Se pare că nu prea e nevoie de mine pe aici, așa că o să-mi vede. Ar trebui să-l dăm jos. Da. Ei, stai, nu, stai să vorbim. Putem să vorbim un pic, te rog. Vă rog, haideți. Ați văzut cum a reacționat la usturoi? Toată lumea a văzut. Unde sunt Bon și ceilalți? Oh, nu! Aici! Vai de mine! O, vai! Strălucești!
scuze. Repede. Trebuie să-mi fie mult. Hai de mine. Oh, nu. Vai de mine. Hai cu mine. Cred că mi se îndeplinește dorința. Planul ei e să-mi pună capăt zilelor și probabil să mă lase pe undeva prin pădure. Crezi că poți fi sincer cu mine? Sigur. Ești palid și te îmbraci ciudat. Tu ești sincer acum? Spune-mi ce ești. Cum adică? Ești ciudat. N-ai nicio replică interesantă? Ar trebui să fii vorbitor motivațional. Dar mă simt atrasă de tine. Ce ai zis? Nu ai reflexe în oglindă. Nu poți să mănânci mâncare normală și strălucești în lumina soarelui. Strălucesc. Strălucesc? Admite. Ce anume? Știu ce ești. Știi? Da, știu, recunoaște. Spune-o. Așa e? Sunt palid. N-am reflexie. Strălucesc. Ca un vampir. E adevărat? Evident. Te rog, promite-mi că te întâlnești mâine cu mine la intrarea din școală la 8:30. Ok. Adio, viață. Mersi. Hai să intrăm. Intrăm pur și simplu, așa în fața tuturor? Haide. Bună, bun. Nu cred. Ia uite la ei. Ce drăguț. E adevărat? E adevărat? Tu ce crezi? E de departe cel mai tare lucru care s-a întâmplat în școala asta vreodată. E adevărat. Davis Bell este, fără îndoială, un vampir. Ți se întâmplă asta des? Schimbi școala și toți te cred o ființă supranaturală? La ultima școală erai Rocket Raccoon. Ce te face să crezi că nu sunt vampir? Comportament de 14 ani, nu 400. Ești în casă pe lumină, ceea ce vampirii nu prea pot face, din câte știu eu. Și n-ai nicio legătură cu șarmul. Da, și vampirii nu-s reali. Stai liniștit. Nu o să spun nimănui. De ce? Pentru că îi faci pe toți să pară niște gogomani. Cam place. Dar un sfat. Trebuie să joci mai bine dacă vrei să joci în continuare.
Nu o să meargă. Nu, nu, nu. Nu? Hei, V, mulțumesc pentru ajutor. Știi, am stat treaz toată noaptea gândindu-mă la povestea asta și... Ei bine, dacă tot te iei de o rânduire socială din școala mea, vreau să particip și eu. Ai nevoie de ajutorul meu. Așa este. Bun. De aspect o să mă ocup eu, dar tu trebuie să te comporți corespunzător. Vorbește cu mine ca un vampir adevărat. Ok. Eu chiar sunt un vampir. Ce-a fost asta? Un vampir? Culmea, deși ai deja un accent, nu te pricep deloc la accente. Ok, bine, eu nu am niciun accent. Tu ai. Și doi, cum ar trebui să vorbesc? Bine. Vampirul modern e o combinație de model înțepat și boboc student la arta poeziei. Ce? Bine, ia repetă. Tu n-ai înțelege. Tu n-ai înțelege. Ca și cum n-ai chef. N-ar trebui să fie simplu să pară că nu-mi pasă? Ei bine, ba da. Mersi pentru ajutorul la shopping. Pentru puțin, Edward Cullen. Bine, cum stăm cu vocea de vampir? Tu n-ai înțelege. Nu-i rău. Bun. Și ce ar mai trebui să mai știu despre vampiri? Știu așa, în mare, țărușii de lemn, lumina soarelui, chestii de genul. Altceva? Ar mai fi câte ceva. De exemplu, vampirilor le e groază de iepuri. Nu pot cânta la mulți ani. Ah, și ceva foarte important. Dacă bați un vampir la concursul de uitat insistent, îl lași fără puteri. Uitat insistent? Mm-hmm. Serios? Mm-hmm. Nu te cred. Bine, nu trebuie să mă crezi. Uite dovada. Bine. Ok. Hai câștigat. Acum serios. Oare cum reușim să-i convingem de asta la școală? Nu-ți face griji. Am câteva idei. Acum ai și freza și hainele. Bine, să începem cu începutul. Porți ăștia tot timpul. Perfect. Uite, își arată colții. Vai de mine, e așa de drăguț. Bine, vampirii au mereu altă culoare a ochilor. Deci va trebui să porți lentilele astea. Hei, David, întoarce-te! E adevărat! Uite-te la ochii! În această ediție din lumea lui Caitlin, liceul nostru are propriul său vampir, David Spell. Unii vampiri pot cura, așa că trebuie să o faci și tu. Ia uite! Ia uite-te! Oh, da. Nu se poate. Am spus eu. La lumea lui Caitlin vă aduc o poveste care sigur vă va pune pe gânduri. David Spell, strigoiul desăvârșit. Câți ani ai? Anii sunt pentru muritori, se-i măsoare. Așa e. Așa e. Săptămâna aceasta câștigătorul concursului de zâmbete e David Spell. Vă mulțumesc tuturor pentru voturi. Te-ai gândit dacă vei participa la dansul anual al îndrăgostiților din liceul nostru? Dacă mă inviți tu? Normal!
Tipul ăsta vine la noi în școală, ne fură fetele, prietenii, felile de pizza? De ce? Pentru că e vampir? Ei bine, eu spun daș și am fost aici primul. Da, super tare! Sincer, eu mă plângeam. Nu-i chiar un motiv de veselie. Foloseai tonul ăla la atac? Așa v-a sunat vouă? Hei, am o idee. Am un unchi foarte pasionat de vampiri. Poate ne ajută. Sună-l. Bine. Dar vă avertizez. E cam ciudat. Sună-l! Alo? Unchiule Derek? Cine? Vorbesc cu... Baron von Grozav? Dacă lucrurile stau chiar așa, și cum și eu am observat semne legate de o astfel de apariție, vreau să urmăresc monstrul și să-l răpun. De unde știm noi că poți? Care-i povestea ta? Povestea mea? M-am născut în cimitir, la miez de noapte. Când eram încă un copil, am fost abandonat. Am fost hrănit de o mamă emu. M-a luat în grijă și am crescut în familia ei. Ei m-au învățat să vânez și cum să răpun. Și ce legătură are asta cu vampirii? Mă pricep la multe, te asigur. Am centură galbenă la 9 tipuri de karate, ceea ce mă face centură neagră cu 3 dani. Am câștigat în jocul Castlevania în fiecare mod posibil și am văzut filmul Van Helsing de 47 de ori. Și detest filmul. Da, bine, e grozav. Și cum o să te ajute asta să-l prinzi? Ascultă aici. O să vânez creatura asta până o prind. Nu are unde să se ascundă. De găsit îl găsim. Excelent. Care din ei este? Uite-l acolo. Excelent. Deci, care-i planul? În recipientul ăsta am apă adusă special din munții Carpați. E bine cunoscută că poate anihila vampiri. Când îl voi strapi, o să facă puf! Adio, vampirule! Bună ziua! Vă pot ajuta? Da! Sunt de la livrarea apă și am venit aici să vă aduc apa. Nu e nevoie aici, poate la cancelarie. Oh, poate. Sau poate chiar aici e nevoie. Malefic, creatură malefică. Ia de aici, creatură netrebnică din altă lume. Un înălțitor cu dinți ascuțiți, ce ești? Monstru al... terorii? Da! O să avem nevoie de un mop. Bună, Vi! Deci, așa arată culcușul tău. Mă așteptam la candelabre și draperii. Amuzant. Și? Cum arăt? Nu că aș vrea să-ți dau mai multă apă la moară, dar arăți relativ prezentabil, să zicem. Ești drăguță. Și... ce-i cu telescoapele astea? Caleidoscoape. De ce ai așa de multe? Ah, păi mama ia câte unul din fiecare loc.
Wow! Voi chiar vă mutați des? Da, știu că pare ciudat. Dar pe mama o fac fericită, deci. Și, de fapt, și... Și mie îmi cam plac. Sunt cam singurele amintiri din locurile unde am trăit. Nu mi se pare ciudat deloc. Îmi plac. Sunt tari. Mersi. Deci... ești pregătit de dans? Nu știu ce să zic. Evident. Haide. Ce? De ce? Te voi învăța să dansezi. De ce ai crede că... Ok. Nu știu să dansez așa. Bine. Îți așez brațele așa. Da, așa. Eu mi-așez brațele așa. Apoi ne legănăm așa. Începem și ne învârtim. Ok. Uneori chiar te poți uita și la mine. Da. Da. Da, da. E corect așa? Da. Davis, s-a sosit prietena. Pa. Hei. Ar trebui să vii și tu la dans. Nu e pentru mine. Sunt șanse mari să mă fac de râs. Sună mai tentant. Și totuși, n-am haine potrivite pentru astfel de ocazie. Sunt sigur că ai arăta bine în orice. Anyway, pe curând. Mersi. Și tu. Ești cea mai frumoasă fată pe care am văzut-o. Vreodată? Da, în toate viețile mele. Nu e corect! E prietena mea! Bine, știi că sunt majoreta șefă? Cura, non-Caitlin! Hei, ia uite! Salut! Oh, salut! L-ai văzut pe Davis? Nu. Bună tuturor! Sunteți puțin atenți? E momentul să anunțăm cuplul anului! Avem multe cupluri drăguțe anul acesta, însă doar unul singur câștigător. Anul acesta, cuplul îndrăgostiților este... Caitlin Chris și Davis Bell! Iar acum, dansul câștigătorilor.
Vai, ador cântecul ăsta. Mă duc după Rita. De ce nu faci nimic? E deștept tipul. Prada trebuie studiată înainte de a o distruge. Oh, gata, ești concediat. A fost super seara asta? Da, cea mai tare. Caitlin, ar trebui să-ți spun ceva. Oh, nu, nu seara asta, sunt epuizată. Hai să vorbim mâine, bine? Nu. E important și tot încerc să găsesc momentul să spun, dar nu știu. Vrei să fim într-o relație oficială? Nu, adică, da, sigur că vreau, dar nu despre asta este vorba. Nu. Mai pot? Trebuie să le spun fetelor. Vină la mine tineri și discutăm atunci tot. Bine? Da, ok, super. Oare va duce Caitlin planul la bun sfârșit? De ce nu? Tu n-ai face-o? Sigur că da. Este cea mai tare chestie care îi se poate întâmpla cuiva. Nu-mi vine să cred că David Spell o va transforma pe Caitlin Chris în vampir. Sunt invidioasă. Dacă ne uităm mai bine la cele două... Caitlin le spune tuturor că o vei transforma în vampir vineri. Ce? Ha, măi, dar nu crede așa ceva. Vorbim aici despre fata care crede că ești vampir în carne și oase. Se așteaptă să o muști de gât și să o transformi în vampir. Trebuie să faci ceva. Am mers prea departe. Am încercat să-i zic. Dar nu i-ai zis. Și eu care credeam că ne distrăm. Davis, ești singurul care se mai distrează încă. Înțeleg acum. Ești geloasă. Crezi că-s geloasă pe Caitlin? Nu. Pe mine cred că ești. Sunt popular. De ce ai fi geloasă pe Caitlin? N-am niciun motiv. Sincer, n-am niciunul. Distracție plăcută vineri seara. Ok. Hai să vedem. Nu știu de ce fac probleme. Mă place, nu? Îi mărturisesc și gata, trece peste moment. Hei, Caitlin, trebuie să-ți mărturisesc ceva. Nu sunt exact vampir. Oh, Davis, nu-mi pasă de asta. Mie îmi place tu. Acum sărută-mă. Haide, Davis, stăpânește-te. Spune adevărul și
Totul va fi ok. În plus, doar nu crede că eu chiar o să transform în vampir. Ce casă frumoasă pare să fie. Dacă aș fi putea să văd. Bine. Caitlin, ascultă. Încerc să-ți spun ceva de mult timp și... Vezi tu, e ceva ce chiar trebuie să spun. Nu strica momentul cu vorbe. Fă doar. Ok. Caitlin? E foarte multă lume aici. Să nu-i dezamăgim. Am nevoie la baie. Ce se întâmplă? Ești gata? Normal să fie așa, înseamnă că își face efectul. Își face efectul. Nici măcar n-ai mușcat-o. Ce se întâmplă, nu? Nu este în stare. Poate n-a mers. Încerc iar, încerc iar. E ketchup. Știam eu, e un mincinos. Un impostor. Amici, e o glumă. Guys, sunt doar eu, Davis. Glumeam și eu. E o glumă, putem să vorbim despre asta, nu? Nu, e o glumă, come on, guys. A fost doar o glumă. Până la urmă se pare că nu era vampir. Haideți. Ce pierdere. Și asta e exact ce vrea el să credeți. Vine și vremea lui. Bună, dragule! Ești ok? Da, o să mă duc la culcare. Ești sigur că ești bine? Da, mamă, sunt bine. Știu că uneori ți este greu cu mutatul și toate schimbările astea. Îmi pare rău că trebuie să treci prin asta mereu. Ok, mersi. Știi de ce îți iau un caleidoscop la fiecare mutare? De ce, mamă? Te uiți prin el și totul e frumos. Dar cea mai mică rotire poate schimba totul.
Uite ce e. Schimbarea poate fi foarte frumoasă. Uneori face lucrurile mai plăcute ca înainte. Asta e una groaznică. Știu. Dar știi, dacă te gândești la tot ce s-a întâmplat aici, sunt sigură că vei găsi ceva foarte frumos. Ai vrut vreodată cu adevărat să nu mergi la școală? Să ai un coș sau un test pentru care n-ai învățat? Ratatule! Acum erau toate la un loc. Mincinosule! Înmulțit cu 40 de miliarde. Răutăciosule! Sună super. Bine, oprește acolo. Acum adaug asta în clipul 2. Ca un vampir? E adevărat? Da. Dă-i drumul. Te rog, promitem că te întâlnești mâine cu mine la intrarea de școală. Hei, Caitlin. Bine. Ce cauți aici? Nu-mi amintesc să fi văzut camere. La ce lucrați? Nimic. Nu te privește pe tine. Nu prea m-ai convins. Vrei să pleci? Nu mă pot uita la tine. Ok, eu voiam doar să-ți spun că știu că am greșit și sunt de râsul lumii. Și îmi pare rău. Nu, Davis. Mie îmi pare rău. Pentru tine. Ești o persoană tristă și e timpul să pleci. Da. Apoi la treabă, să-mi verific site-ul. Vai de mine! 10.000 de abonați? Nivel național! Oh, tocmai am pierdut unul. Tu ce mai vrei? Mai ai nevoie de câteva scene caragioase? Nu, no, am o grămadă. Vreau să-ți dau ceva. Ce este? Privește doar. O să te ajute, crede-mă. De ce mă ajuți? Știu cum e să încerci să pari altcineva pentru a câștiga simpatia unei fete. Adică Rita? Îmi place de ea, dar urăsc camerele video. Tăiați. Ai prins faza? Da, am filmat. Așa sper. Eu nu mă repet, să știi. Și uite așa, adevărul a ieșit la iveală. Visarea cu ochii deschiși nu-l poate acoperi. E așa șocant ce am văzut în videoclipul ăsta, așa năucitor, așa marcant. Dacă am de gând să mai merg la școala asta, trebuie să le arăt tuturor ce am văzut. Ar rezolva totul. Dar cum să fac? La cale un plan pentru cavalerul Joasei.
și am costumul ideal. De fapt, e și singurul. Și acum, la treabă. Bilete la jumătate preț. Dar toate la timpul lor. Dracula, serios? Nu-ți fie teamă? Știi, chiar nu sunt vampir. Trebuie să mă întorc în casa bântuită. Nu, stai. Voiam doar să-ți spun că la începutul acestei prefăcătorii credeam că n-am cum să-mi fac prieteni altfel. Aș spune că ți-ai făcut o grămadă. Nu. Doar unul. Uite, e pentru tine. Este... vorbim mai târziu. Uneori, îmi închipui că lucrurile sunt ceva ce nu sunt cu adevărat. Dar cu tine, nu e nevoie să-mi închipui. Tu faci ca realitatea să fie mult mai plăcută decât lumea imaginară, Davis. Salutări tuturor și bine ați venit la carnavalul groazei din liceul nostru! În seara aceasta veți vedea revanșa creaturii din Laguna Neagră. Ce cauți aici? Ascultați, am ceva să vă spun. Trebuie să vă arăt ceva. Mincinosule! Mincinos! Loser! Loser! Lame! Astea sunt doar câteva dintre insultele pe care le merit. Le merit cu adevărat. Vă datorez scuzele mele tuturor. Cu excepția unei persoane. Caitlin Crisp. Caitlin Crisp ne-a folosit și ne-a mințit pe fiecare dintre noi. Și am dovada. Aceasta e Caitlin cu adevărat. Ok, asta evident nu e Caitlin Crisp. Asta e creatura din Laguna Neagră. Arată bine. Nu știu ce încearcă mincinosul acesta să arate, dar e de-a dreptul patetic. Da! Ce asta? Ia-i vrea să ne păcălească. Tăiați, ai prins faza? Da, am filmat. Mai filmezi? Am închis-o. Bun. Știi, nu pot să nu mă gândesc la toți cei care cred că treaba asta cu vampirii e adevărat. Ce adunătură de gogomani și oi. Oh, nu. Îl ajut pe Davis împotriva lui Caitlin? A zis că e vampir? Oarecum. Nu te credeam în stare. Oricum, toți sunt niște oi care fac exact ce spun eu. Oh, nu, nu. Von, oprește-l! Stai. E bun, iar. Oh, nu. Când o să te prinzi că nu ești bun decât pentru imagine? Ce gogoman. Respinge apel. Bine. Asta e prea iubita voastră Caitlin. Și-a bătut joc de noi toți. Ba nu e așa. Pare că liceul e ca un concurs de popularitate cu reguli scrise de câștigători. Se înțelege greșit. Stop, 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 vă rog. Ah!
asta? Știți că n-aș spune niciodată ceva rău despre voi. Sunteți prietenii mei și eu chiar vă ador. Hey, guys! Guys, ascultați! Hey, ascultați-mă! Așa e în liceu. Ok? Nimeni nu știe ce-i cu el. Și încercăm să ne dăm seama cine suntem. Adică, acum 2 minute mă disprețuiați. Mm-hmm. Și nu vă învinuiesc. Pentru că am pretins să fiu ceva ce nu sunt cu adevărat pentru a fi apreciat și îmi pare foarte rău. Dar gândiți-vă la voi un pic. Voi faceți altfel? Deci, Caitlin Crisp nu e Miss Perfect, așa cum eu nu sunt... Băutor de sânge! Ce? Uite, e tipul care livrează apa. Tu cine ești? Inamicul tău primordial! Ok... Sunt Baron von Grozav, vânător de vampiri! Amice, ăla e unchiul lui Stuart. El crede că ești vampir, vrea să te elimine. Poftim? Cred că am stabilit destul de clar că eu nu sunt un vampir real. Eu spuneam ceva important aici. Nu e o idee bună să mă ignor, creatură! Mai ales că... O am pe prietena ta! Vii! Unde duce ușa aia? Pe acoperiș. Hai, monstrule! Înfruntă-ți farta! Despre ce vorbești? Cum să ajung acolo? Cu aripile de dragon! Pentru unii e un pic mai greu să creadă că nu sunt vampir. Ajunge cu trucurile, băutor de sânge! Vin jos! Băutor de sânge! Da! Ți-am mai spus? Nu sunt vampir! Cu așa viteză și agilitate, cum poți susține că nu ești un vampir adevărat? M-ai prins! Chiar sunt pe bune și sunt periculos și acum sunt și nervos. Deci te sfătuiesc să nu mă provoci. Dă-te bătut. Acum. Pregătește-te. Ok. Stai. N-are rost, vânătorule. Știi bine că există doar o metodă să iei puterile unui vampir? Desigur. Un concurs de holbat. Exact. Și accept provocarea. La trei începem! 1, 2...
Te-ai luptat vitejește, ființă. Deci, există umanitate și în rândul morților vii. Îscruți viața! Îscruți viața! Mersi! Vii! Am uitat de vii! Oh, dă-te, băiete! La o parte! Du-te după ea, Dracula! Te luăm în echipă! În sfârșit! Cu plăcere! Mă și deslegi acum? Păi, poate. Dar mă gândesc că e posibil să mă consider vinovat pentru asta și să mă lovești. Așa e. Dar e posibil să fiu recunoscătoare că m-ai salvat și să-ți dau sărutul pe care l-aștepți? N-ai nevoie de brațe pentru asta. E așa grozav. Îmi pare rău pentru tot. Mulțumesc. Da. Da. Oh, oh, spiritistule. Deci, suntem un cuplu acum, nu? Da, dar nu te obișnui cu ideea. Nici nu e genul meu. Păi, cum așa? Mie-mi plac vârcolacii. Oh, apropo, îți mulțumesc pentru caleidoscop. Cu plăcere. Hai să-ți arăt cum se dansează. Asta, da, e scena mea. Deci poate nu sunt cel mai cool tip din lume, dar cui îi pasă? Mi-am făcut prieteni și am și fata potrivită. Și se